Bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială la Gândul.ro, Marius Tucă.ro, ne găsiți și pe YouTube, Mișcarea de Rezistență.ro. În această seară, invitat în studioul nostru, domnul Ion Cristoiu, bună seara, care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Asta sună bine. De vreo 20 de ani, se spune. Nu, asta e, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, cu toate că domnia sa se vrea să fie prezentat mai degrabă scriitor decât ziarist. Dar publicist sună mai bine. E, pe publicist, da, depinde. Mm-hmm. Au fost Arghezi, au fost Eminescu și publicist. Știu că sunteți un mare iubitor de device-uri, de tot ce înseamnă tehnologie modernă. Spuneți-mi, în ce măsură războiul ăsta din Ucraina, o prima întrebare la care nu vă așteptat, se duce pe astfel de dispozitive? Da, este primul război din istoria lumii unde se folosesc cu precădere rețelele sociale. Este chiar, uite, la noi ar trebui discutat. A fost un moment în care s-a folosit mult radio-ul. La războiul din Vietnam, dar și din Golf s-a folosit televiziunea și acum se folosesc foarte mult rețelele sociale. Noi asistăm, nu s-a discutat la noi și noi poate abordăm această temă, că totuși, spuneam înainte de emisiune, spuneam, trăim din nefericire, uite că am apucat să trăim și o pandemie, dar trăim unul dintre cele mai mari evenimente ale secolului, cu consecințe indiferent de rezultat. Păi secolul e abia la început. Da, da, probabil. De la al doilea război mondial încoace. Da, dar nu cred că vom mai trăi un altul. Pentru că nu mai putem trăi decât un al treilea război nuclear, care putea să-l depășească. Și ar fi cazul, cum am zis eu, să urâm mai puțin și să gândim mai mult. Adică, mai ales specialiștii, să pornească acum dezbateri. Și una din dezbateri este aceasta, războiul mediatic. Este un război mediatic între cele două părți, nou. Noi am mai spus, în perioada, în al doilea război mondial, aveai comunicate oficiale al marelui stat major rus și al marelui stat major german sau englez. Și se dădea și o hartă în fiecare zi. Și puteai da seama, indiferent de interpretare, cam pe unde se desfășura. La ora actuală avem așa. Rușii folosesc aproape în exclusivitate numai declarațiile oficiale. Eu, asta ca să mă autodenunț, am acces la site-urile interzise rusești, pentru că există o modalitate de a le citi, trebuie să le citești și Russia Today, și Intertas, și Interfax, am dat și Sputnik Internațional în Moldova, și acolo sunt numai și numai declarații oficiale, fie ale Ministrului Apărării, fie, să spunem, al lui Putin. Ei nu comunică deloc pe Twitter, pe Instagram, adică nu comunică ca persoană. Din coace avem unul în partea ucraineană, unul dintre cele mai ciudate războaie. Dacă ați observat, noi avem foarte puține declarații oficiale, adică marele stat major sau, de fapt... Sunt declarațiile președintelui Zelenski. În afară de ele, da. A, în afară de ele. Nu, eu vorbesc. Ale lui sunt cu precădere, nu vizează... Starea de război, să spunem. În rest, avem un mecanism interesant după vremea periculos, adică viceprimarul, nu știu, zice, din Dnipropetrovsk, uneori viceprimar, a scris pe Twitter. Imediat CNN-ul, BBC-ul și toate F24 îl preiau fără verificare. E interesant pentru că ulterior nu poți să spui că au mințit partea ucraineană. A scris ăla, da? Când este vorba de partea rusă, marea presă a lumii spune, nu se verifică dintr-o altă sursă. Și în afară de aceste declarații de pe Twitter, Instagram, care de regulă sunt de pe, mai ales astea, von Fleur, cu marea bunicuță care a omorât cu 8 prăjituri, 8 tinși, asta, este foarte interesant că se practică aceste fake news-uri. După părerea mea, ele sunt produse exclusiv al rușilor, nu al ucrainenilor. Pentru că în momentul în care arăți că au fost fake news, că acolo nu a fost așa, că acolo nu a fost așa, la un moment dat și când e adevărat, nu mai crede nimeni. Rusia interzice Facebook și Instagram acuzându-le de extremism. Un tribunal de la Moscova a interzis luni, 21 martie, astăzi, adică,
rețelele sociale americane, Facebook și Instagram din Rusia, considerând că desfășoară activități extremiste, un nou episod de control pe internet pe fundal unei ofensive în Ucraina. Da, și americană nu, Uniunea Europeană n-a interzis Russia Today. Eu m-am uitat să știu, e foarte interesant, nu sunt așa propagandă, eu chiar sunt dezamăgit. Că mă așteptam la aceste site-uri rusești să fie deșanțat. Să promoveze propaganda rusească. Da, culmea, da, nu poți să-ți dai seama din ele, de exemplu, scandalul cu jurnalista aceea care a intrat în studio, au fost prezentat pe larg la Russia Today, varianta franțuzească. Pe larg cu ăsta, cu declarații. Ce s-a întâmplat și așa mai departe. Așadar, un război informațional cum n-a existat până acum, da? Un mare eveniment și pentru jurnaliști care trebuie să-l acopere, totuși sunt foarte puțini jurnaliști la fața locului, ceea ce e explicabil, nu? Și informațiile vin din două surse, în primul rând, da? Sursa rusească, spuneți că de obicei este oficială, sau sursa ziarelor occidentale și nu numai, care citează autorități locale și așa mai departe. Da, sau jurnaliști care sunt prezenți la fața locului. O altă noutate a acestui război mediatic este următoarea. Conducerea, Rusia, că nu putem spune că e numai Putin, e Rusia lui Putin, hai, sau conducerea, se adresează exclusiv rușilor. Noi avem o mare problemă că noi nu știm cum este prelucrată opinia publică din Rusia, se insistă foarte mult pe suferințele rușilor din republicile. Deci pe ei interesează numai și numai Rusia și aici o să ajungem la acel concert la care a fost Putin, care este foarte interesant și de ce s-a dus el exact când e vorba de Crimea. Deci, în acest război mediatic, rușii se adresează în exclusivitate rușilor. Nu interesează și restul planetei. Noi nu trebuie să uităm că, de fapt, războiul este local. E un război între țările occidentale conduse de Marea Britanie și de America, dar în rest... Păi, stați puțin, că e important. Deci războiul este între Rusia și Ucraina? Nu, sau între Rusia, Ucraina având... Nu, așa este cum între spune... Rusia și coaliția multinațională condusă de America prin intermediul Ucrainei. Deci Ucraina, putem să spunem că este o victimă a războiului dintre aceste două mari puteri, una militară și da, de partea cealaltă America... Deci strategia americană este... De-aia ei nu vor să intervină cu NATO, pentru că Rusia trebuie împotmolită de Ucraina. Deci dacă vrei să potolești, scopul acestui conflict este și reașezarea lumii. O reașezare a lumii care nu s-a reașezat după încheierea războiului rece. Da. Și atunci scopul final al coaliției multinaționale contra America este ca Rusia să piardă războiul cu Ucraina. Da. Și atunci, chiar condusă de Putin, umilită să... Nu încă o dată, și acum ajungem... Ascultăm. Deci, în timp, foarte interesant, în timpul războiului ruso-finlandez, a fost, din 39-40, a fost exact așa o acoperire, fără rețelele sociale mediatice. A fost o simpatie uriașă față de finlandezi, am și spus... Este și pentru ucraineni acum. Nu, diferența. Da. Deci, a fost o simpatie uriașă pe care pe multor scriitori români i-a costat, pentru că s-au aventurat și au criticat pe ruși și în 45 și li s-a scos dosarul. A, dumneavoastră, de-aia nu scrieți despre ruși. Nu, vă e teamă că o să vă scoată dosarul. Nu. Dar sunteți cunoscut ca și comunist ca să folosesc un barbarism. Mai departe, vă rog. Uitați-vă un pic că Putin nu-i comunist, e țar. Haideți, că Putin este adversarul meu. Era o glumă, mai el departe. Este capitalist. Vă duceți ideea până la capăt? Bun, ajung acum. Campania mediatică, dacă observați, dusă de Ucraina și sigur cu colaborarea coaliției multinaționale, este următoarea. Nu există armată ucraineană, ați observat? Deci în timp ce la războiul ruso-finlandez accentul a fost numai și numai pe eroismul soldatului finlandez care doboară, ține în loc mașinăria lui Stalin, da, și aproape deloc pagubele. Aici avem de a face cu o campanie în care pare că Ucraina nu are armată,
că Ucraina se bate cu brațele goale, din punctul acesta de vedere, Ucraina, Rusia este o putere teroristă criminală, îi spun ca război mediatic, și Ucraina este o victimă care stă cu, din când în când aruncă cu castraveți murați în drone. Este foarte interesantă. Deci nu se merge deloc, deși, sigur, armata ucraineană și ea puternică, uneori se bat, nu știm unde. Dar noi nu avem atacatori observați, nu există stat major la ei, nu există... Dar nici la ruși nu există stat major. Nu există, nu pare coordonare. Adică ai impresia că ei, în afară de... că ei au numai războiul întregului popor. Răspund ca război mediatic. E adevărat, dar eu spun că în egală măsură nici de la ruși nu ai informații de felul ăsta. Nu, pentru că vorbeam mai devreme, dau foarte rar. Nu știm ce se întâmplă, de fapt, în Ucraina. Unde e armata rusă, cât de departe e de Kiev, cât de aproape e de Kiev și așa mai departe. Singurele informații vin de acolo de unde orașele ucrainene au fost cucerite, să spunem. Da, unde au fost cucerite. Noi nu mai știm încă un lucru foarte important, nimeni, nici măcar occidental. Pentru că o mare problemă a analiștilor occidentali și cei de la CNN și americanilor au o problemă, nu l-au citit pe Dostoevski. E foarte important, adică ei, ca și în cazul Afganistanului, ca și în cazul Chinei, ca și în cazul Americii Latine, vezi, Cuba, ei aplică la un popor, cum îi zic eu, care nu-l cunosc, pe care nici eu nu-l cunosc, deși care pe mine mă neliniștește, cum zicea Arghezi, la ruși 2 ori 2 fac 5, niște standarde de ale lor. Și atunci ei nu înțeleg nimic din toate, adică ei nu înțeleg că totuși Putin are sprijinul Mare majoritate, că dintr-un simplu motiv, că rușii, spre deosebire de români, se consideră egale americanilor. Adică ei nu se sesizează caracterul imperialist al rușilor dintotdeauna. Noi ne credem deasupra americanilor, stați liniștiți. Noi ne credem buricul pământului. Mă rog. Marele Jack, pentru că trece timpul foarte repede. Avem aici o hartă a Ucrainei. Da. Din tot ceea ce ați văzut până acum, tot ceea ce s-a întâmplat în acest război, care este și mediatic, dar bineînțeles că se întâmplă și la fața locului. Vedem milioane de refugiați care fug din calea războiului. Cum credeți că stau lucrurile și care este, de fapt, obiectivul lui Putin în acest război? Avem harta aici. Am văzut că în ultimele zile sunt foarte multe informații legate de Mariupol. De asemenea, se vorbește în fiecare zi de Kiev. Eu pot să mă fac că nu știu asta, dar noi am discutat despre asta. Dumneavoastră spuneți așa, domne, nu Kievul este ținta. Kievul este o țintă, dacă doriți, mediatică. De fapt, rușii duc războiul să cucerească sudul. Explicați-ne de ce credeți asta, cum vedeți asta. Nu numai să cucerească, pentru că a cuceri este destul de ușor. Să se instaleze. Eu am dat un citat, în 45, Stalin a dat un interviu unui serb, un interviu celebru, conversație cu Stalin, unde Stalin spune așa, în momentul, cine pune piciorul, cizma, pe un teritoriu, acolo și instalează propriul lui regim. Deci această aparentă, eu zic că e aparentă, împotmolirea lor vine din faptul, în primul rând că scopul, dacă vreți, pariez. Scopul este acesta. În 2014, când au cucerit Crimea, care este... Au ocupat-o, că practic... Au ocupat-o. Da, mă rog. Nu, dar a fost la felul, nu. Da. Eu spun, Crimea, da. Ucrainenii n-au recunoscut asta. Dimpotrivă, ucrainenii au început o formă de presiune, inclusiv cu tăierea apei dulci, acolo la Kherson, da? Uh-huh. Problema pe care o urmărește, nu o urmărește, după părerea mea, Rusia, spun Rusia, că e o greșit să spun, e ca și la Hitler, adică Hitler era și nemții nu. Ei, lasă-o, că erau și nemții. Este următoarea. Putin vrea să rămână în istoria Rusiei, nu omenire, ca cel care a adus Crimea la patria mamă. Așa vrea. În aceste condiții, marea problemă este, el vrea ca Zelenski, nu nimeni altcineva, să semneze un act. Și de aici vine și presiunea asupra Kievului, nu atât de dezarmare, e o poveste, în care să recunoască Crimea. Odată pentru că Zelenski este
autoritatea, să spunem, poporului ucrainean. Da, cred că mai lucrez, dar nu pot să spun că mă bateți pe asta. Eu să vă bat? Cred că la imaginea aia publică lucrează și rușii. De ce? Pentru că trebuie să fie erou ca să semneze. A, deci trebuie să fie un erou să semneze cu eroul ucrainean ca să fie credibilă. Bun, continuați-vă ideea. E foarte importantă, pentru că în momentul în care el se hotărăște, eroul... Deci nici nu vorbă despre eliminarea lui Zelenski, așa cum s-a vorbit până acum. Nu, deci în momentul în care... Așa, iertați-mă, este o paralelă uluitoare. Am văzut că s-au trezit niște occidentali cu războiul ruso-finlandez pe care le știu pe de rost. Că am citit și memoriul lui Mannerheim. Când au atacat Finlanda, foarte important, au atacat-o în 30 noiembrie 1940, în urma unui ultimatum care seamănă foarte mult cu asta. Finlanda era în barcă cu Germania. Ori Stalin, ori Karelia era la 30-40 de kilometri de Leningrad. Și ei au făcut celebrele diversiuni. Nu știu, e o expresie mereu, uite, rusească. Diversiuni pe care nu le are nicio armată din lume. Anume, Stalin a venit și a lăsat impresia că vrea să schimbe tot regimul. Adică pregătise un guvern provizoriu cu un comiternist, da? Toată Finlanda și omenirea s-a mobilizat pe să rămână ăsta. În prima fază s-au împotmolit, dar în momentul în care s-au sforțat, au spart linia, că se numea linia Mannerheim, și Mannerheim, eroul Finlandei, a semnat în 15 martie 1940 un tratat în care nu li se schimba forma, dar dădeau Karelia. Dădeau teritorii.